Lângă cuvintele citite astăzi din Scriptură, să mai citim din Evanghelia după Matei, capitolul 1, de la versetul 18, câteva paragrafe. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis, Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice, iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevasta sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. Iată-ne prin îndurarea lui Dumnezeu și în această sărbătoare a nașterii Domnului nostru Iisus, în ajunul ei, prezenți împreună la închinare, prezenți la biserică. Ne-am bucurat de cuvântul pe care l-a împărtășit fratele Samuel și în cele ce urmează aș dori să aducem încă un cuvânt de învățătură în atenția noastră cu privire la întruparea Domnului nostru Iisus Hristos. Vom avea în atenție, vom sublinia 4 aspecte distincte. Întâi de toate, doresc să ne aducem aminte de profețiile Vechiului Testament cu privire la întruparea Domnului nostru Iisus. Întruparea Domnului Iisus s-a realizat după planul lui Dumnezeu. Nașterea Domnului Iisus reprezintă planul lui Dumnezeu. Înainte vreme ca Mântuitorul să se nască, prin profeții din vechime, Duhul lui Dumnezeu a vorbit aducând în fața celor care trăiau în acele vremuri și apoi în fața generațiilor viitoare prin consemnarea scrisă a profețiilor, faptul că Domnul, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, va veni în lume, se va naște. Din profețiile mesianice ale Vechiului Testament, cel puțin 5 aspecte despre întruparea Domnului Iisus, venirea Lui în lume, pot fi spuse. Ele sunt foarte diverse și multe, dar am putea concentra cele legate de întruparea, de venirea în lume a lui Mesia în 5 aspecte distincte. Întâi este descendența Domnului Iisus, a lui Mesia, a lui Hristos. În ce privește originea lui, în ce privește descendența sa, Scriptura ne-a spus prin prorocii din vechime, că el va fi una cu oamenii. Mesia va fi om, va fi de natură omenească. Nu va fi un înger, nu va fi un arhanghel, nu va fi o făptură cerească, ci va fi un om. Mesia se va naște dintre oameni. Geneza capitolul 3 cu 15. Încă de atunci s-a spus că Mesia va fi din sămânța femeii. Apoi, în ce privește detalii legate de descendența sa umană, profetul Isaia spune că se va naște dintr-o fată nemăritată, dintr-o fată fecioară, dintr-o fată care n-a cunoscut niciodată bărbat. Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Prorocii au fost mânați de Duhul Sfânt să ne spună că Mesia va fi unul dintre urmașii lui Avram, va fi sămânța lui Avram. Așa citim în Geneza 12 cu versetul 2, că mergând apoi mai departe spre următoarea generație,
va fi unul dintre urmașii lui Isaac, fiul lui Avram. Și cu următoarea generație că va fi unul din urmașii lui Iacov. Mai în detaliu s-a spus că va fi din neamul lui Iuda, unul dintre cei 12 copii al lui Iacov. Iuda urma să fie neamul din care se va naște Mesia. Mai târziu, prorocii au spus că va fi din David, va fi un urmaș al lui David și va fi cunoscut ca fiul lui David. Profeții au fost atât de meticuloși în a consemna ceea ce Duhul lui Dumnezeu le-a descoperit, încât au spus, se va naște în Betleem, o localitate cu mică însemnătate în Israel. Se va naște în Betleem. Deci, iată profeții spuse înainte vreme, care s-au împlinit întocmai în viața Domnului nostru Isus. S-a spus apoi, prin proroci, al doilea aspect legat de întruparea lui Isus, a lui Mesia, s-a vorbit despre modalitatea în care El va veni în lume. El se va naște, El va veni în lume prin naștere biologică. Nu va veni, Hristos, Mesia, nu va veni în lume asemenea unei arătări îngerești, așa cum s-a arătat, spre exemplu, un înger părinților lui Samson, sau cum s-a arătat lui Avram, sau cum s-au arătat lui Lot. Fiul lui Dumnezeu, Mesia, a venit prin naștere biologică. A venit în mijlocul oamenilor așa cum se naște fiecare om. S-a născut. De bună seamă că în nașterea sa sunt elemente distinctive care fac nașterea sa cu totul unică și irepetabilă. El s-a născut din fecioară, binecuvântat să fie în numele Lui Cel Sfânt. Isaia 7:14 ne spune că semnul dat de Dumnezeu pentru omenire, iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel, adică Dumnezeu este cu noi. În profețiile Vechiului Testament ni s-a spus din vreme nu doar despre descendența lui Isus și despre modul în care El va veni în lume, ci ni s-a vorbit înainte vreme și despre identitatea pe care urma să o pună în evidență. Profeții au anunțat că El va fi împărat peste Israel, că va fi împărat peste toate națiunile pământului, că domnia Lui va fi o domnie veșnică, că El va fi preot pentru Dumnezeu și că va fi profet, un proroc care se va ridica și care va fi asemenea profetului Moise. Moise spunea, Dumnezeu în vremurile de apoi va ridica un proroc ca mine, adică un proroc care va face o schimbare, o reformă, o înnoire similară. Nu putea anticipa Moise ce va face Domnul cu totul, dar așa a reținut să ne spună, un proroc ca mine. Nu știm pe nimeni din vechime un profet mai mare decât Moise și nu știm pe nimeni pe fața pământului un profet mai mare ca Domnul Iisus, slăvit să fie în numele Său. S-a zis așadar că Mesia va fi împărat, va fi preot, va fi profet. Tot din vechime ni s-a vorbit despre misiunea Domnului Iisus, despre ce urma să facă. Aceste prorocii insistă cu detaliu arătându-ne că El va elibera pe poporul Său de robie. Profeții Isaia, profetul Ieremia, Psalmii și atâția alți profeți au vorbit despre aceasta. Că El va fi robul Domnului care va lua asupra Lui bolile noastre și păcatele noastre. Că va plăti preț pentru iertarea și răscumpărarea neamului omenesc. Că El va nimici pe cel rău, că va smulge din împărăția sa toate pricinile de rău și că va restaura pacea, va da pace poporului său. Toate acestea ne-au vorbit despre misiunea Mântuitorului nostru, a Domnului nostru Isus. Al cincilea aspect descris în detalii cu privire la Mesia
ține de apogeul misiunii sale în lume. Și aici remarcăm moartea sa și învierea sa. Moartea și învierea Domnului nostru Iisus au fost anunțate înainte vreme. Moartea lui Iisus n-a fost un accident. Învierea Domnului Iisus n-a fost o soluție de urgență într-o situație de criză. Și moartea și învierea au fost plănuite înainte vreme și anunțate prin proroci. Prorocii au spus că Hristos, Mesia, va fi respins de poporul său. Psalmul 18, versetul 22. Va fi părăsit de toți. Zaharia 13, cu versetul 7. Va fi batjocorit. Mâinile și picioarele lui vor fi străpunse. Hainele lui vor fi împărțite prin tragere la sorți. Psalmul 22. Va fi dat la moarte. Isaia 53. Moarte care se va face pentru purtarea păcatelor omenirii. Că el va fi restaurat prin învierea dintre morți, Psalmul 16, Psalmul 22, și va fi înălțat, va fi numit Domn, va fi făcut Domn peste toate. Isaia a prorocit despre asta. Iată dar, stimați frați, stimați credincioși, felul în care înainte vreme, mii, sute de ani înainte, să se întâmple sărbătoarea pe care, să se întâmple evenimentul pe care îl sărbătorim astăzi, venirea în lume a lui Hristos a fost anunțată după planul lui Dumnezeu. Iar noi, cei prezenți aici azi, avem onoarea să trăim după întruparea lui Iisus, după moartea, după învierea lui, să-L cunoaștem ca Domn și Mântuitor al nostru și, uitându-ne din această poziție privilegiată spre ce a fost înainte de noi, să zicem slavă lui Dumnezeu pentru acest mare și frumos plan de mântuire. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l subliniem în dimineața aceasta ține de identitatea celui care s-a întrupat. Cine, de fapt, s-a întrupat? Ce putem spune despre subiectul întrupării? După cuvânt, cel care s-a întrupat nu este un înger. Revin și insist asupra acestui detaliu. În concepții populare există ideea că Iisus este un fel de înger. E drept, cel mai mare dintre toți, da, înger. Sunt chiar confesiuni, sunt învățături, sunt teologii care susțin că Iisus Hristos a fost și El creat. E adevărat că înainte să se întrupeze a existat, dar n-a existat din veșnicie. A fost și El creat. Nu. După cuvântul lui Dumnezeu, Iisus Hristos este veșnic. Aduceți-vă aminte că profetul Isaia spunea că printre numele pe care Domnul Iisus le va căpăta, Mesia le va căpăta, va fi și acesta. Îl vor numi Părintele Veșniciilor. Ce înseamnă Părintele Veșniciilor? Dacă am citit așa, Tatăl Timpului. Sau altfel. Creatorul timpului, Părintele Veșnicilor, Creatorul viacurilor. Timpul e creat. Timpul nu există dintotdeauna. El e creat. Că e creat chiar și acel detaliu, Părintele viacurilor. Timpul nu există dintotdeauna. Vorba din Biblie, că pentru Dumnezeu 1000 de ani este ca o zi și o zi ca 1000 de ani, ne spune că El este dincolo de timp. El a făcut timpul. Iisus este de atunci. Prin El s-au creat toate și la vreme hotărâtă, după planul lui Dumnezeu, Iisus, care este deopotrivă cu Tatăl și cu Sfântul Duh, și care împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh formează dumnezeirea Sfintei Treimi, Sfânta Treime, de acolo din sânul Sfintei Treimi, Domnul Iisus a venit în lume întrupându-se. El e cuvântul care s-a întrupat, este Logosul. El era la început cu Dumnezeu, era deopotrivă cu Dumnezeu, prin El a fost făcute toate lucrurile, prin El a fost făcută viața. Și apoi Scriptura spune, și cuvântul s-a făcut trup.
Această vorbă, cuvântul s-a făcut trup, subliniază că Iisus Hristos a făcut om. Adevărul e că trupul este ultima limită a umanizării, este forma finală a umanizării. El este om, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Haideți să vorbim în al treilea rând ceva despre nașterea din Fecioară a Domnului Iisus. Stimați frați și stimate surori, trăim vremuri în care aceste adevăruri trebuie să respuse și respuse și respuse, pentru că oamenii încep să se depărteze tot mai mult și în societatea noastră de esența acestui crez. S-au ridicat opinii diverse, teologii liberale, până și în mediile evanghelice au apărut asemenea opinii liberale, care contestă nașterea din Fecioară a Domnului Iisus. Unii interpretează nașterea din Fecioară ca pe un mit, așa cum în religiile vechi, toate religiile antice, exista acest mit că zeii se întrupau printre oameni și era tată, zeu, mamă, femeie, ceva în genul și în creștinătate. Interpretări liberale. Alții au mers chiar mai departe, spunând că Iisus este fiul biologic a Mariei și a lui Iosif. Și după aceea a apărut această explicație și mit ca să înalți cumva între creștini divinitatea lui Iisus. Toate aceste interpretări liberale trebuie să fie osândite și îndepărtate din cugetele noastre și din gândurile noastre. Scriptura ne vorbește despre venirea în lume a lui Mesia prin naștere miraculoasă, unică, naștere din fecioară. Și ca să fie limpede la ce ne referim când spunem naștere din fecioară, prin naștere din fecioară înțelegem că Maria, mama Domnului nostru Iisus, a fost fecioară în momentul conceperii Domnului Iisus în pântecele ei. Că n-a existat participarea vreunui tată omenesc, că n-a fost la mijloc implicată participarea unui bărbat, cum se întâmplă să se nască pe pământ oamenii. Fiecare are tată și fiecare are mamă. Un tată omenesc, o mamă omenească. În cazul lui Iisus nu a existat tată omenesc. Naștere din fecioară înseamnă că fără participarea Tatălui omenesc, Iisus, Fiul lui Dumnezeu, prin intervenția miraculoasă a Duhului Sfânt, pe cale creaționistă, să nu gândească cineva că Duhul Sfânt a înlocuit ce ar fi trebuit să pună un bărbat. Și asemenea păreri nebunești au apărut. Duhul Sfânt nu înlocuiește pe Tatăl omenesc. Duhul Sfânt o pregătește pe Maria, o sfințește, o locuiește, o curățește, o împuternicește, nu locuiește pe tata. Însuși sămânța, însuși cuvântul a fost sămânța aceea care a zămislit în pântecul Mariei. Este o naștere miraculoasă și poate că ar trebui să zicem nu doar naștere din fecioară, ci să zicem zămislire din fecioară. Zămislire din fecioară. Asta a fost. Așa s-a întrupat Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie în numele Lui în vecii vecilor. E un miracol, e irepetabil și are valențe mântuitoare pentru noi, slăvit să fie în numele Lui Dumnezeu. Și acum, întrebarea este cum dovedim? E numai o afirmație, dar cum o dovedim? Oare într-adevăr sunt dovezi care susțin că Iisus Hristos s-a întrupat din fecioară? Cel puțin trei argumente găsim. Primul argument este reprezentat de profețiile vechi. Isaia, capitolul 7, versetul 14 spune: iată că fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. Matei 1, 23 consemnează împlinirea acestei prorocii, chiar pasajul pe care l-am citit: toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu
și vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Câteva sute de ani înainte ca Hristos să vină în lume, prorocia anunța că El se va naște din fecioară. Tradiția rabinică evreiască a interpretat Isaia, capitolul 7, pasaj pe care l-am citit, ca referindu-se la zlămisirie și la naștere din fecioară. Multă cerneală a curs și multă vorbă s-a spus pe marginea sensului cuvântului evreiesc almah, care, unii au zis, nu înseamnă fecioară, fată care n-a cunoscut bărbat, ci înseamnă femeie matură. Așa au spus. E drept, cuvântul permite și un sens și altul la traducere. Dar există un detaliu. Alma înseamnă femeie matură necăsătorită, nemăritată. Tradiția rabinică a interpretat așa. Una dintre dovezile științifice majore este legată, este tocmai felul în care au tradus rabinii în grecește. Și când au tradus în grecește acest verset, au ales să folosească cuvântul partenos, care înseamnă fată fecioară, nu femeie adultă măritată, ci fată fecioară necăsătorită. Rabinii au interpretat așa și au tradus așa. Și de aici a fost așteptarea între învățătorii evrei care au citit această prorocie a lui Isaia că Hristos, Mesia, se va naște pe această cale miraculoasă. Asta este o dovadă fundamentală. Pe lângă prorocii, avem consemnarea evangheliilor. Evangheliile văzute trebuie văzute și ca documente istorice, ca niște mărturii istorice. Evanghelia după Matei, Evanghelia după Luca ne spun în același glas, relatându-ne acele evenimente, cum Duhul Sfânt s-a apropiat de Fecioara Maria. Înainte de aceasta ne spune Scriptura că i s-a arătat un înger care a vestit ce se va întâmpla, felul în care ea s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu, acceptând voia lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu. Apoi toată această narațiune, ea era logodită cu Iosif. Iosif a observat că ceva nefiresc se întâmplă cu logodnica lui și atunci a plănuit să o lase pe ascuns. Apoi intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, care printr-un vis de noapte, un înger al lui Dumnezeu i-a spus lui Iosif secretul acelor întâmplări tulburătoare pentru el. Adică să-ți vezi logodnica mireasa însărcinată, să știi că n-ai nicio treabă cu asta, nu poți să stai netulburat. Nu poți să stai netulburat. Asta a fost tulburarea lui Iosif. Dumnezeu a intervenit și a spus, nu te teme! Ce e cu ea este de la Duhul Sfânt. Cu ea se împlinește prorocia din vechime. Fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu. Ia-o, protejează-o! Și spune cuvântul că Iosif a ascultat, a luat-o la el pe Maria, practic a acoperit legal toată această întâmplare care ar fi putut căpăta multe conotații rele în conștiința comunității de atunci. Și ne spune același timp Scriptura, dar n-a cunoscut-o. E limpede, n-a cunoscut-o ca bărbat, n-a cunoscut-o ca soț, până ce ea a născut un fiu și i s-a pus numele Iisus. Aceste evanghelii care ne mărturisesc evenimente petrecute, documente scrise, în exemplare cu miile, dovedesc că prorocia s-a împlinit. Argumentul al treilea ține de viziunea tradiției bisericii primare. Sigur, și aici are și ea semnificația ei, că nu doar în două evanghelii este consemnat acest crez, ci în multe alte cărți care nu țin de Noul Testament, dar care vin tot din vremea aceea. Nu e vreme și poate nici nevoie să revenim asupra acestora. Și apoi cum s-a așezat în conștiința creștinătății acest adevăr, dus până în zilele noastre, toate acestea sunt dovezi că Iisus Hristos s-a întrupat pe cale fecioreonică din Fecioara Maria, fără să fie tată omenesc, prin minunea lui Dumnezeu, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Toate acestea ne aduc pe noi în situația în care să dăm lui Dumnezeu slavă, că Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, de acum este de partea neamului omenesc, cum spuneam și duminica trecută, Dumnezeu este aproape, este accesibil,
poate fi cunoscut, putem interacționa, ne putem ruga, este cu noi, cum s-a spus și în predica dinainte, binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Domnul Iisus aparține neamului omenesc, este de partea noastră, este carne din carnea noastră, sânge din sângele nostru, cum spune Epistola către Evrei, s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, în toate s-a făcut deopotrivă cu noi, în afară de păcat, numele Lui să fie slăvit. Asta ne dă dreptul să sperăm și în același timp ne asigură că de acum nu se mai poate întâmpla nimic. Întruparea lui Iisus Hristos este irreversibilă. Evenimentele sunt sub controlul lui Dumnezeu. Întruparea lui Iisus Hristos îl face pe Dumnezeu neam cu oamenii, ne ridică nouă demnitatea și ne dă dreptul la mântuire și la speranță și nimeni nu mai poate schimba asta vreodată. Întruparea lui Iisus Hristos este irreversibilă. În trup a înviat, în trup s-a înălțat la cer. Ca om stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi și pregătește loc pentru noi. Nimic nu se mai poate schimba. Întruparea Lui are consecințe veșnice, eterne, mântuirea este garantată, slăvit să fie Dumnezeu, e realizată, ne putem uita la viitor cu speranță, lumea în care trăim poate să fie mai bună, să nu uităm, Iisus a făcut om, s-a întrupat, asta ne dă speranță, perspectiva speranței. Și mai e ceva, acest gând cu care aș dori să deducem și în rugăciune. Acum dacă Dumnezeu ne-a făcut atâta bine, având milă de noi și venind la noi, rânduind ca Fiul lui Dumnezeu, Fiul veșnic al lui Dumnezeu, care deopotrivă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt fiind, El s-a făcut om, s-a înomenit, acum pentru noi rămâne perspectiva să devenim și noi ca El. Să întrupăm în viețile noastre, în purtările noastre, în caracterul nostru, în viața noastră de zi cu zi, pe Domnul nostru Iisus. Mă gândesc că acesta ar fi această latură ar fi însăși esența acestei sărbători. Dacă Dumnezeu ne-a cinstit făcându-se om, noi trebuie să-i întoarcem această cinste, mulțumindu-i, căutând să trăim cum a trăit El. El a venit, s-a înomenit ca să facă posibilă pentru noi îndumnezeirea, înduhovnicirea. La asta suntem chemați. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare. Să intrăm înaintea lui Dumnezeu într-o rugăciune. M-am bucurat atât de mult de călăuzirea pe care Dumnezeu prin Duhul a dat-o încă de la primele vorbe rostite în această dimineață aici. Vă aduceți aminte ce ne spunea fratele Albu? Să mulțumim lui Dumnezeu pentru trei lucruri mari. Pentru binecuvântarea păcii, pentru binecuvântarea pâinii și pentru binecuvântarea libertății. Nu știu mai mari. Darurile lui Dumnezeu. Și acum în contextul acestor binecuvântări, să ne apropiem de Dumnezeu cu credință, rugăciune, ca să căpătăm și binecuvântarea mântuirii. Să căpătăm binecuvântarea iertării păcatelor, a izbăvirii de puterea întunericului, a înfrumusețării interiorului nostru cu chipul Domnului nostru Iisus, că El ne-a chemat să fim ca El. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Ne rugăm cu toții.